Și începe de la PNL. Okay. Eu, adică vă spun că e o curiozitate personală. Sunt foarte implicat în această curiozitate, domnul Tătaru, și sper să reușiți să-mi o clarificați dumneavoastră. Ce știți de mișcarea asta cu Ilie Bolojan? Pleacă de la Consiliul Județean să vină în Parlament? Aveți planuri cu el? Îl faceți mare planul parlamentar? Da, vă rog. Planul domnului Bolojan au fost tot timpul. Este unul din exponenții Partidului Național Liberal. Da. Mai rămâne și dorința domniei sale. Dacă, după cum știți dumneavoastră, și doamna Lasconi l-a propus premier, noi cu atât mai mult. Cred că vine un moment când va trebui cei care au performat la nivel de administrație locală sau județeană, va trebui să performeze și la nivel de administrație centrală. Păi și vă gândiți în eventualitatea în care câștigați președinția României să îl desemneze domnul eventual președinte Ciucă pe domnul Bolojan premier și PSD-ul să n-aibă nici Cotroceniu, nici Palatul Victoria, dar să rămână alături de dumneavoastră în guvernarea asta, în condițiile în care spun sondajele de opinie, dacă putem să ne mai raportăm la așa ceva și să rămâne și credibil. În același timp, PSD are totuși mai multe procente decât dumneavoastră. Adică PSD cu mai multe voturi în Parlament să accepte să fie mâna a doua în guvernare? Fiecare partid își face o strategie de campanie, fiecare partid își va încerca să-și maximizeze rezultatele, dar până după 8 decembrie nu cred că putem vorbi de premier-președinte sau un tandem premier-președinte. Dar e interesant totuși că până la urmă pare că le faceți un prejudiciu bihorenilor, adică le-ați luat omul de acolo. Dita mai președintele Consiliului Județean să-l faceți doar parlamentar, de aici e curioză, de aici e nedumerirea mea. Adică va fi un domn parlamentar, senator, cum era doamna Șoșoacă sau ceva, adică până la urmă ce poate să facă din postura de senator? Adică de ce ar lăsa Consiliul Județean ca să fie un senator să voteze domnul Bolojan? Este, da, am votat. Adică nu înțeleg, domnul Tătaru, asta e nedumerirea mea. Nu. Organizația Bihor și are calculele făcute. Este o organizație puternică. În acest moment domnă, să spunem, rezultatele și tot ce înseamnă vot la nivel de Partid Național Liberal. Cred că merită și își propune să avanseze, nu neapărat un post de senator, cât într-un viitor ce înseamnă construcția partidului sau al unui guvern. Dar, repet, după 1 sau 8 decembrie, cel mai sigur, putem vorbi mai mult. Bun.